În videoclipul de astăzi vom urmări un tânăr băiat, care pornește într-o călătorie pentru a pune capăt puterilor demonice prin iubire. Va obține el ceea ce își dorește. Filmul începe cu o priveliște frumoasă a unui sat lângă apă. Apoi vedem o fetiță care se joacă pe o barcă, unde tatăl ei încearcă să o sperie ieșind din apă. Ea se bucură de joc, dar dintr-o dată tatăl ei este tras în apă și este sfâșiat de un demon. Dintr-o dată se produce un scandal printre săteni. Un preot este chemat pentru a termina cu demonul apei. El face o explozie în apă, ucide și spânzură un pește raie și declară că demonul a fost ucis. Un tânăr băiat, Tank sosește acolo și le spune sătenilor că o raie nu are nimic de a face cu toate crimele. Sătenii nu-l cred și îl spânzură cu mâinile legate. Sătenii s-ar bucuroși în apă pentru a sărbători uciderea demonului. Vedem că un lucru mare se apropie de săteni în apă. Băiatul îl vede de sus și le cere să iasă. Acesta atacă și trage o femeie în apă. Îngroziți, sătenii se grăbesc să iasă de acolo. Demonul trage oamenii înăuntru, unul după altul. Preotul încearcă să scape, dar este oprit de săteni. Apoi vedem că demonul a luat forma unui pește uriaș și mortal. În acel moment, fetița începe să fugă spre mama ei, dar este atacată. Oamenii încearcă să o salveze, dar demonul reușește să o prindă pe puștoaică după o luptă. Băiatul se dezleagă cumva și sare să se lupte cu demonul și salvează un alt copilaș. Reușește să salveze copilul și cu ajutorul preotului încearcă să scoată demonul din apă, sărind pe scândura de lemn. Dar demonul este prea puternic. În urma lor, să te Prietenii vin în ajutor, apoi o femeie mare și grea face treaba și sare pe scândură. Demonul pește mare este aruncat din apă și se transformă într-un bărbat. Sătenii se adună în jurul bărbatului ca să-l bată, dar tânărul băiat îi oprește. El își aranjează locul pentru a scoate demonul din om și începe să cânte un cântec de grădiniță. În schimb, omul începe să-l lovească. Tocmai atunci o fată îl salvează pe băiat și prinde demonul într-un sac, transformându-l într-un pachețel în formă de pește. Tânărul se întristează și se întoarce la stăpânul său și îi povestește cum nu a reușit să o salveze pe fetița de demon și a fost învins din nou. Stăpânul îi spune povestea despre cum a apărut acel demon pește. Tânărul se îndoiește de puterea versurilor de grădiniță și plânge, în timp ce maestrul îl roagă să continue să creadă în ele. Acesta îi trezește din nou credința în bunătate și îl asigură că într-o zi va ști cât de puternice sunt. În scena următoare vedem un cuplu care intră într-un restaurant imens și gol de tip castel coboară scările mari și sunt întâmpinați de un bărbat cu un aspect înfiorător. Acesta îi conduce spre un loc și le arată porci delicioși care să le fie servis drept mâncare. Ei sunt complet uimiți de loc și de mâncare și apoi fata încearcă să flirteze cu tipul, dar acesta nu pare deloc interesat de ea. Când întreabă de bucătar, bărbatul înfiorător îl prezintă pe proprietarul localului. Ușa se deschide și ei văd un bărbat bine îmbrăcat, care stă înăuntru și le zâmbește calm. Acesta se ridică și se apropie de ei, un tunet se aude când se mișcă. Fata încearcă să flirteze cu proprietarul pentru a-și face partenerul gelos. Dar proprietarul deschide gura și diavolul strigă dinăuntru. Speriați, cuplul încearcă să scape de acolo și văd că porcii sunt de fapt trupuri umane atârnate pe spate. Diavolul îi atacă cu arma sa și scena se termină acolo. Într-o noapte, tânărul băiat ajunge în același castel. Îi intră înăuntru și vede o mulțime de oameni care zac morți. Este întâmpinat într-un mod similar și îi se arată porcii, dar el a putut vedea că aceia sunt oameni morți. Se confruntă cu fata care îi arată împrejurimile și spune că este un vânător de demoni. Ea îl atacă, dar fata care l-a salvat mai devreme de demon vine și o lovește pe fată. Ea îi vânează pe păpușarii demonului și își folosește brățara magică pentru a-i ucide. Proprietarul castelului iese și ea se luptă cu el, dar în cele din urmă ea reușește să-l învingă. Ea îi cere tânărului băiat să sugă esența demonică din el. Demonul îl atacă, dar fata îl prinde pe demon în sac, dar acesta reușește totuși să iasă de acolo. Amândoi scapă din castel, lăsând demonul în urmă și ajung într-un loc sigur. Fata este rănită și încearcă să se repare cu ajutorul băiatului. Apoi închide ochii și cere să o sărute, dar el se sperie și fuge. Se întoarce la stăpânul său, care îi spune povestea demonului porc. Băiatul îi spune că el nu a reușit niciodată să prindă un demon. Maestrul îl roagă să-l găsească pe regele Maimuță, care a fost prins de Buddha în ultimii 500 de ani. Potrivit maestrului, regele Maimuță l-ar putea învăța cum să prindă demonii. Băiatul nu crede ceea ce a auzit despre regele Maimuță. Maestrul îi cere să meargă într-un templu vechi și să caute o statuie uriașă a lui Buddha și să-l găsească pe regele mai maimuță. Tânărul băiat pornește pe jos pentru a-l găsi pe acesta. Trece printr-o junglă, unde intră într-o capcană și este spânzurat cu capul în jos. Chiar atunci apare un camion uriaș și câteva persoane ies din el. Printre ei se află un puști care poartă o brățară asemănătoare cu cei fetei care l-a salvat. Acești oameni scot din camion câteva prizonieri care au mâinile legate și gura închisă. Fata se află printre ei, băiatul este pus să stea cu ei și îl întreabă dacă se află acolo pentru a prinde un demon. Fata încearcă să-i salveze pe amândoi și minte că este soțul ei și că a fost în junglă să o caute. Grupul le cere să dovedească faptul că sunt un cuplu. Băiatul refuză să o facă, iar grupul amenință că o va ucide pe fată, dar în curând el află că au fost implicați împreună. Fata îi spune că vrea să se așeze la casa lui și să întemeieze o familie cu el, dar băiatul o refuză clar. El îi spune că este concentrat pe deplin pe atingerea scopului său și că nu vrea nimic altceva. După ce fata cere grupului să-l închidă în cușcă, fata cere surorii ei să o ajute să-l curteze și dintr-o dată grupul este atacat de demonul porc și încearcă să fugă în camionul lor. Dar demonul vine din față, iar fata îl împinge pe băiat afară din camion, iar acesta se lovește de demon și se prăbușește. Băiatul o ia pe fata și se îngrijorează pentru ea, dar se dovedește că fata se preface din nou. Demonul porc se întoarce și se pregătește să atace grupul. Tocmai atunci sosește un alt vânător de demoni cu puterea asemănătoare cu cele ale unui tigru și îl lovește pe demonul porc. Un alt vânător de demoni, Piciorul autot puternic, sosește pentru a concura și îl prinde pe demonul porc. Apoi un alt vânător, Prințul Important, sosește și el pentru a lua parte la concurs. El este însoțit de ajutoarele sale personale de sex feminin. Toate urmăreau suma aferentă. Aici tânărul încearcă să le explice că ar trebui să se adune cu toții și să lupte cu demonul în loc să se certe între ei, dar nimeni nu-l ascultă. Tânărul băiat îi cere fetei să dea cartea de versuri înapoi. Fata îi rupe cartea în fața lui de furie și îl lovește pe băiat. Băiatul pleacă liniștit într-o direcție, iar fata pleacă supărată în cealaltă. Băiatul ajunge la punctul de plecare al muntelui celor cinci degete în căutarea regelui Maimuță, merge pe jos și traversează mai multe văi în cele mai grele condiții meteorologice și în cele din urmă ajunge la vechiul templu. Se uită în jur după statuia ureașa lui Buddha, dar nu o găsește. Observă un munte dincolo de corpul de apă și pornește în căutarea lui. Dincolo de munte sunt plante mari de lotus care acoperă stâncile, în Părtează una dintre frunzele de lotus care acoperă o gaură în stâncă și intră înăuntru. Îl întâlnește acolo pe domnul San, care se entuziasmează prea tare să întâlnească pe cineva după 500 de ani. Domnul San se prezintă ca fiind regele maimuță. El îi spune povestea despre cum Buddha l-a prins în capcană acum 500 de ani și că acum nu mai este demon. Domnul San încearcă să scape din capcană, dar nu reușește. Este distrus. Băiatul îi dă o banană și cere ajutorul pentru a-l prinde pe demonul por. Domnul San îi cere să ia o fată frumoasă și să o facă să danseze noaptea cu lună plină pentru a-l atrage pe demonul porc în interiorul găurii. Tocmai atunci, fata sare jos și-și oferă ajutorul. Băiatul nu este foarte încântat să o vadă acolo, dar domnul San este atras de ea și dansează cu ea. Apoi, în noaptea de lună plină, băiatul cântă muzica și fata dansează frumos pentru a-l atrage pe demonul porc. Se aude un sunet puternic și demonul sosește. Fata îl trage pe băiat pe o altă stâncă și o salvează. Astfel, domnul por aterizează pe stânca cu gaură. Fata prinde demonul într-un pachet și înmânează aceasta băiatului. Își cere scuze față de el pentru ce s-a întâmplat mai devreme și îl roagă să o accepte. Băiatul refuză cu severitate și fata pleacă cu inima frântă. Băiatul iese din gaură și regretă decizia sa de a o refuza pe fată. Domnul San îl păcălește să smulgă lotusul de deasupra găurii și scapă din capcana intensă de Buda. În timp ce regele maimuță sărbătorește eliberarea sa, băiatul îi amintește că Buda este încă prin preajmă, dar acesta refuză să-l creadă. El îl torturează pe băiat pentru a renunța la credința în Buda, dar băiatul continuă să se roage lui. Regele maimuță îi smulge părul din cap băiatului și îl face să sufere. Chiar atunci, ceilalți vânători de demoni sosesc pentru a-l captura pe regele maimuță. Tigrul intră primul, dar este sfâșiat cu brutalitate de regele maimuță. Urmează piciorul autotputernic care încearcă să-l strivească pe regele maimuță sub piciorul său, dar rămâne cu un picior rupt și găurit. Apoi, prințul important foarte încrezător merge mai departe cu săbile sale puternice pentru a-l captura pe rege, dar după multă luptă aceasta se rupe și prințul important este aruncat înapoi în micul său car. Atât piciorul autotputernic cât și prințul important sunt arși în cenușă cu o ultimă lovitură dată de regele maimuță. El sare apoi înapoi la băiatul care este încângenat. În genunchiat cu mâinile împreunate. Fata apare din spatele băiatului și îl atacă pe regele maimuță. Ea încearcă să se lupte cu el, dar toate mișcările ei sunt în zadar și este rănită. Băiatul îi cere să plece și să nu se mai lupte cu puternicul rege, dar ea nu pleacă de lângă el. Regele maimuță îi dă o ultimă lovitură și ea cade frântă. Băiatul se apropie de ea și o îmbrățișează. În cele din urmă și recunoaște dragostea pentru ea. Regele maimuță îi aruncă trupul în sus și îl distruge. Dintr-o dată, el are un șoc când îl vede pe băiat cântând sutra lui Buddha și face un pas înapoi de frică. Pietrele se rostogolesc de pe munte și o statuie uriașă a lui Buddha este dezvăluită. Regele maimuță se urcă pe statuie și o distruge cu toată puterea sa. Băiatul continuă să cânte și însuși lordul Buddha vine să-i asculte rugăciunile. Mâna mareața a lui Buddha se apropie de regele maimuță, în timp ce acesta se convertește în întregime în sinile său demonic pentru a se lupta cu el. Regele Maimuță nu este în cele din urmă capabil să lupte cu Buddha și demonul din el este zdrobit sub mâna acestuia. Demonul părăsește existența domnului San și acesta renaște pe un pământ frumos și verde. Băiatul se întoarce la maestrul său care acum îi cere să călătorească în India pentru a studia scripturile și a deveni discipulul domnului Buddha. Iar ceilalți care fuseseră anterior ai puterilor demonice îl însoțesc. Aici acest film ajunge la sfârșit, iar dacă ți-a plăcut nu uita să dai like și să te abonezi la canalul nostru pentru a nu rata rezumatele noastre, iar eu merg spre următorul film pe curând.